În aceste zile extrem de complicate pentru destinul nației române, în Parlamentul României, dincolo de luptele aprige pentru putere, în comisiile de specialitate, cei pe care i-am trimis în forul legislativ încearcă să mai și legifereze câte ceva și să dea bugetul acestei țări. Din păcate, nici acolo puterea și opoziția nu reușesc prea mult să se înțeleagă, și asta pentru că toate cele 300 de amendamente depuse la buget de către opoziție au fost respinse de majoritatea parlamentară, care recunoaște că e un buget gata să pleznească din cauza promisiunilor electorale ale PSD. Din cele 300 de amendamente ale PNL, 13 se refereau la județul Neamț. Deputatul liberal Dan Leureanu a propus el însuși două amendamente, evident respinse, care vizau refacerea cinematografului Unirea și sistemul de canalizare din cartierul Lipovenesc, precum și autostrada Unirii, care evident că nici ea n-a fost aprobată. Vă spun că la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice s-au depus un total de peste 300 de amendamente. Din acestea, noi 13 am avut de la județul Neamț, pe care le-am susținut parlamentarii PNL din Neamț. Eu am propus două amendamente pentru municipiul Roman. Unul a fost centru cultural multifuncțional Unirea și unul este vorba despre rețeaua de canalizare pentru apă menajere și apă pluvială din cartierul Petru Rareș, de pe străzile Nicolae Bălcescu, Avrameancu, Ile Carăgiale, Fundătura Crișan. Două proiecte importante pentru comunitatea noastră. Ele au fost dezbătute ieri. Niciun proiect nu a trecut din cele peste 300, indiferent cine le-a propus, că au venit din partea PSD, PNL, UDMR, pentru că așa a fost dispoziția de sus, ALDE. Așa, indiferent de unde au venit, pentru că bugetul este, ne-au spus colegi parlamentari din PSD, au primit această temă pentru că bugetul este foarte strâns, el s-a aproape să pleznească datorită structurării lui la nivelul unor fonduri, zicem noi, supraestimate și a unor cheltuieli care trebuie asigurate pentru anul în curs. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă avem dreptate, noi zicem că avem dreptate. De asemenea, la Ministerul Transporturilor au fost peste 250 de amendamente. Nici aici nu au fost aprobate. Eu am avut două amendamente. Un amendament legat de drumul Piatra Neamț-Bacău, pe o rețea de drum expres la 4 benzi. Și, bineînțeles, cel mai important proiect, Autostrada Unirii. Vreau să vă spun că aici a venit cu aviz negativ din celelalte comisii. Am ținut o pledoarie așa cum cred că știu eu să o țin, drept pentru care pot să vă spun că voturile au fost 14-14. Am avut și doi parlamentari PSD care au votat acest proiect, am avut și unul ALDE care a votat acest proiect, am avut și doi parlamentari PSD care s-au abținut și n-au votat împotrivă. Deci am reușit să creez o atmosferă, o emulație, o energie pozitivă în jurul acestui proiect. Mai mult decât atât, ministrul ne-a promis că se va ocupa personal de acest proiect, că va asigura sumele de bani pentru partea de refacere a studiilor de fezabilitate acolo unde nu sunt conforme cu realitățile din teren sau unde sunt depășite de timpul pentru valabilitatea lor, și de asemenea vor acorda bani pentru celelalte proiecte, pentru celelalte studii de fezabilitate pe tronsoane din această autostradă. Noi sperăm până la sfârșitul anului să fie achiziționate, să facă achiziția pentru studiile de fezabilitate să fie începute, iar poate anul viitor să se treacă la partea de proiect tehnic, autorizație de construire și poate intrare în licitație acestor segmente de autostradă. Și foarte important pentru Moldova, pentru relansarea Moldovei. Vreau să vă spun că harta pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării cu autostrăzile arată Moldova ca și cum ar fi o siperie albă, fără nicio linie trasată pe ea. Este zguduitor când vezi această hartă, drept pentru care am susținut, am avut sprijinul colegilor mei din PNL și acum vreau să vă spuneam, a fost o atmosferă cu totul specială
s-au ridicat și cei de la USR și cei de la PMP alături de acest proiect pe care l-am discutat acolo. Chiar am votat în picioare și a fost o atmosferă deosebită. Chiar și domnul senator, deputat Vozganian, care inițial s-a abținut la acest proiect, într-o fază incipientă a votului, a venit și a votat pentru, chiar fiind de la ALDE. L-am rugat personal și am zis: domnul Vozganian, sunteți din Moldova, sunteți de la Iași, haideți să fim împreună. Nu e un proiect al lui Leoreanu, nu e un proiect a unui grup care gândește pentru mini-comunitate, ci un proiect pentru regiunea noastră pe care o iubim și o respectăm. A fost o atmosferă cu totul specială în Comisia de Buget Finanțe ieri. Am început lucrul la ora 10 dimineață. Am audiat peste 30 de entități pentru a le valida bugetul. Astăzi continuă tot de dimineață de la 10, aseară s-a terminat după ora 21.30. Astăzi sperăm să terminăm până ora 20. La ora 10 vom intra în ședința de Comisie de Buget Finanțe. Deputatul liberal susține că este extrem de greu să treci un buget în contextul politic de vrajbă care există în România și asta mai ales când PSD-ul se pregătește să scoată din joben o altă ordonanță privind prorogarea unor termene fiscale prin care Ministerul Dezvoltării Regionale va putea aloca fonduri guvernamentale doar pentru clientela politică. Da, este foarte complicat, așa este, pentru că știți, întotdeauna cum se discută pe la colțuri, pe la uși, prin holuri, prin Parlament, este o stare de nesiguranță, într-adevăr. Este o stare care emite, dacă vreți, o anumită energie nu foarte bine structurată, în sensul în care nu se știe ce se va întâmpla. Se discută foarte mult de această ordonanță pe justiție. Dacă ați văzut, a apărut o nouă ordonanță, ordonanța nouă din 25 ianuarie, care a fost dată că prorogă anumite articole din legea 500 cu privire la disciplina financiară și la respectarea unor plafoane pe ceea ce înseamnă credite de angajament. Este vorba despre sumele alocate pentru Planul Național de Dezvoltare Locală de peste 30 de miliarde de lei la Ministerul Dezvoltării, ceea ce înseamnă că acestea pot fi alocate fără o foarte mare transparență. Deci să înceapă un nou scandal în jurul ordonanței nouă, care de asemenea a fost dată într-o liniște și într-o stare cu nu foarte mare auditoriu, cu nu foarte mare publicitate, dar care de asemenea pregătește, ca să zicem așa, anumite derapaje ale guvernului, anumite susțineri unilaterale sau către anumite grupuri de interese, ceea ce pe noi ne deranjează, pentru că am cerut ca lucrurile să se facă transparent, corect. Până una alta, noi constatăm că în timp ce lumea se află în stradă, învrăjbită de o clasă politică irresponsabilă dispusă să ducă la pierzanie România fără prea mare regret, luna februarie trece, țara nu are buget și totul este paralizat spre disperarea mediului de afaceri neputincios în fața impotenței politice și guvernamentale ajunsă la paroxism.